spune că trebuie să trăim în prezent a devenit aproape un clișeu în toate cercurile de dezvoltare personală. Dar se pare că nimeni observă paradoxul implicit. Hai să vedem despre ce e vorba. Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și dată fiind că a fi focusat pe prezent este o parte esențială de o performanță de top, asta e tema de astăzi. Am zis că a fi focusat pe prezent e un paradox. În ce sens? Se pare că nimeni observă un adevăr cât se poate de banal, orice se întâmplă în prezent. În momentul în care eu mă gândesc la trecut, la ce s-a întâmplat acum 10 ani, oricum îl fac în prezent. În momentul în care eu mă gândesc la ce se întâmplă peste un an, tot îl fac în prezent. Eu nu pot să fug de acest moment prezent. Deci, sfatul de a trăi în prezent nu are niciun sens, pentru că pur și simplu nu poți să trăiești altfel. Pe de altă parte, în momentul în care noi spunem trebuie să trăim în prezent, știm că are o semnificație mai adâncă. E, hai să vedem despre ce e vorba, pentru că e destul de importantă. În afara faptului de cei care confundă sfatul ăsta cu faptul de a fi nesimțit, adică te trezești uneori cu vreun tiner care se îmbata, merge cu viteza, nu are grijă de sănătate și te spune, boi, eu trăiesc în prezent. Înseamnă nepasare față de viitor. Asta nu cred că este ceva inteligent de făcut. Când spunem trebuie să trăim în prezent, înseamnă pur și simplu capacitatea de a fi focusați asupra exact ce se întâmplă în acel moment. Pentru că, în timp ce, dacă gândim la trecut, dacă gândim la viitor, tot se face în prezent, e clar că în momentul în care eu sunt pierdut după amintirile mele sau mă gândesc la fantaziile mele despre viitor, nu sunt conectat la ce se întâmplă aici și acum. Deci, nu e problema de a trăi în prezent, pentru că nu se poate face altfel, ci de a reuși să focalizăm atenția asupra aspectele a experienței noastre, care ne pune să ne conectăm cu momentul prezent, că e cu totul altceva. Cine are un minim de experiență de meditație și de filozofie orientale știe că în Zen se spune că poți să atingi iluminarea chiar dacă maturi prin casă. De ce? Pentru că în momentul în care noi, de exemplu, facem treburi de acasă e cu gândurile în altă parte, nu suntem prezenți pe ceea ce facem. În schimb, și chiar un esercițiu extrem de interesant, să fii focusat pe exact pe ceea ce faci, pe felul în care se pun picioarele, pe felul în sensație, pe partea sensorială, este o experiență extrem de intensă și chiar te rog să încerci, pentru că se poate fi o descoperire senzațională, adică lucrul cel mai stupid, lucrul cel mai banal, în momentul în care îl faci, prin focuzarea asupra aspectele sensoriale, devine o experiență mistică și devine o experiență extrem de valoroasă. Deci, când vorbim de a trăi în prezent, nu înseamnă sau să facem nesimțiri, cum de fapt nu înseamnă să inventăm fantazii de alt gen de prezență. Înseamnă pur și simplu să fim focuzați pe aici și acum. Cineva a spus că raiul este mereu aici și acum. Și dacă nu ne se pare așa, este pentru că aproape niciodată nu suntem într-adevăr aici, într-adevăr acum. Pentru că asta e problema, într-adevăr, când spunem că nu suntem în prezent, înseamnă că mintea noastră este în altă parte decât
trupul. Adică trupul este într-o anumită situație în timp ce mintea zboară în alte direcții. Asta înseamnă a nu fi prezent, înseamnă a pierde tocmai experiența de pe moment. Nu, să nu uităm, prezent în multe limbi înseamnă cadou. O zi bună în continuare!